Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Vă propunem astă seară o ediție altfel, pentru că, de regulă, am vorbit cu foarte mulți manageri de școală, mai puțin cu oamenii de la catedră, mai puțin cu oamenii care să spună ceva elevilor din bănci și, în același timp, să fie preocupați atât de istorie, tradiții și obiceiuri, și o să vedeți astă seară o poveste întreagă, dar și să fie profesor conectat la tot ce înseamnă în momentul de față metodica și predarea la o cotă de un anumit nivel. Dar despre asta și multe altele vom vorbi cu doamna profesoară Angelica Necșulea, profesor la Școala Gimnazială Dragotești. Da, cu asta am și spus bun venit în emisiunea noastră, invitatei. Mulțumesc. Și o să începem discuția noastră de la ce înseamnă în prezent un profesor de istorie dedicat. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această invitație. Este pentru mine o onoare. Emisiunea noastră este urmărită foarte mult în Gorj de foarte mulți profesori. Și stăteam și mă gândeam oarecând voi fi și eu invitată la această emisiune, ce trebuie să fac. După multă muncă, iată-mă și eu astăzi aici prezentă la dumneavoastră. Ce înseamnă un profesor dedicat? Un profesor dedicat nu-și termină programul la ora 2 sau la ora 1 sau la ora 12. Un profesor dedicat muncește până la 4, până la 5, face cercetare, scrie proiecte, lucrează, studiază. Muncește foarte mult cu elevii, citește foarte mult și, în primul rând, este conectat la tot ceea ce se întâmplă în mica localitate pe care o reprezintă în orașul, pe care o reprezintă în județ și, nu în ultimul rând, la nivel de regiune sau național. Motivul invitației din această seară, tot vorbeam de faptul că ați ajuns la această emisiune, sunt mai multe de fapt, există mai multe motive pe care o să încercăm să le enumerăm în această seară, sunt diverse proiecte foarte interesante, multe chiar în acest an. În același timp avem cel puțin două cărți care le avem în față, alte toate motive despre care vom discuta. Județului Gorj. Da. Da. Și bineînțeles, aș vrea să discutăm de eforturile în general vorbind, ca cartea de istorie să fie predată altfel, disciplina istorie să fie predată cu dragoste, cum spuneam în prezentarea acestei emisiuni, pentru că asta atrage în general elevii, pe cei mici de gimnaziu, cărora vă adresați la școală, și în același timp face ca această disciplină să nu fie aridă, să nu fie o disciplină moartă până la urmă, pentru că istoria în general, știm cu toții, se referă la lucruri trecute. Exact. Istoria nu este o disciplină moartă. În primul rând, depinde și de omul de la catedră. Cât de mult suflet punem noi în predarea istoriei, cât de multe materiale ne aducem în predarea istoriei, pentru că dacă merge doar pe manual, da, este o disciplină moartă. Numai că noi venim cu foarte multe informații, cu cărți, ne documentăm și facem ca ora de istorie să fie atractivă pentru elevi, elevii să vină cu întrebări, elevii să fie mândri de disciplina istoriei, elevii să fie mândri de localitatea pe care ei o reprezintă. Spuneam despre faptul că am invitat de foarte multe ori manageri de școală, am invitat și alte personalități din domeniul învățământului. Bine, vorbim și chiar și cu managerul. Fostul manager de școală, probabil într-un viitor din nou manager de școală, metodistul inspectoratului școlar și multe altele. Să ne întoarcem la cărți. Da. Și o să începem cu povestea acestei cărți, Gorjul leagăn de istorie și spiritualitate, dintr-un anumit motiv. Da. Pentru că ea nu se referă, e o îmbinare, de fapt, transdisciplinară. Exact, între istorie și religie. Da. Da. Observăm că în ultimul timp toată lumea vorbește de religie. Observăm în ultimul timp că au crescut pelerinajele. Observăm în ultimul timp că toată lumea merge la mănăstiri. Și atunci am zis, ok, este o posibilitate pentru disciplina pe care eu predau istoria să o predau prin intermediul religiei. Să plecăm pe firul religiei. De ce? De ce turism religios? De ce turism istoric? Observăm că turismul religios nu se adresează unei categorii sociale. Turismul religios se adresează tuturor.
Deci nu avem vârstă, de la copilul de un an, pe care noi îl botezăm în biserică, până la adultul de 100 de ani, zic și 100 de ani, toată lumea merge la biserică. Observăm că turismul religios nu se adresează unei elite. Toată lumea caută, merge la biserică. Și atunci m-am apucat și eu să scriu, având ca model pe Alexandru Vlahuță, România pitorească. Este a treia mea carte, dar o consider copilul meu de suflet, o consider cea mai reușită și cum este percepută de către colegii mei, asta îmi dă curaj să scriu mai departe și să o consider nu foarte bună, ci bunicică. Că tot timpul există loc de cercetare, tot timpul trebuie să studiem mai mult, nu trebuie să ne oprim. Da, este o carte apreciată, în același timp este o carte care poate fi folosită și ca ghid, chiar și ca material didactic. Didactic, exact. În primul rând, cartea a apărut la Iași. M-a ajutat foarte mult colegul nostru, profesorul de istorie, Andrei Popete. Editura este Editura Iași și am făcut-o sub egida Asociației Dumitru și Maria Plenicianu. Ce mi-am propus eu în această carte? Toată lumea când vizitează Gorjul vorbește decât de tismana, de polovrac și lainici. O, nu! Gorjul are mai multe mănăstiri. Gorjul are Vișina, Gorjul are Capul Dealului, Gorjul are Crasna, Schitul Crasna, Gorjul are Icoana și eu mi-am dorit să le includ și pe aceste mănăstiri să fie vizitate, să fie cunoscute. Ce am făcut? Am împărțit lucrarea în patru mari zone, plecând din municipiul Târgu Jiu și am plecat pe firul istoriei de la Târgu Jiu la Tismana, de la Târgu Jiu la Lainici, de la Târgu Jiu la Novaci și, nu în ultimul rând, de la Târgu Jiu la Turceni. În acest periplu am inclus istorie, am inclus cultură, am inclus mănăstiri. Și am plecat, de exemplu, să vă dau un exemplu, o zonă dragă mie, Târgu Jiu Tismana. Ce am propus eu aici? Lăsăm la o parte istoria orașului Târgu Jiu, pe care toată lumea o cunoaște, străbatem podul Jiului cu istoria pe care toată lumea o cunoaște. Și toți suntem în perioada când sărbătorim cei 100 de ani. Exact, da? Exact. Și nu trebuie să uităm aici celebra bătălie de la podul Jiului. O să mai vorbim astăzi despre acest subiect. Da, exact. Celebra bătălie unde se remarcă. Eu am scris foarte mult despre mișcarea feministă și nu pot să nu amintesc pe Ioana Darga României, Caterina Teodoroiu. După ce străbatem podul Jiului, mergem spre Leleș. Și toată lumea se întreabă, vai de mine, ce să văd eu în Lelești? Aici este o greșeală. Sau trebuie să știm puțină istorie. Avem muzeul din Lelești. Puțin cunoscut, dar cunoscut de noi cei care predăm istorie, care ne încântă cu obiceiurile gorjenești, cu ciutura de la fântâna cu ciutură de la intrare, podul cu nuiele foarte frumos, brăzdarul cu plugul cu brăzdar, lucruri care doar într-un muzeu le mai întâlnim astăzi. După ce lăsăm în spatele Leștiu, mergem spre zona Arcanilor, o zonă pitorească unde Jaleșul străbate curțile oamenilor. Localitatea este atestată din epoca bronzului și în lucrarea mea avem foarte multe informații. După aceea mergem spre Peștișani și Hobița. Înainte de a ajunge la Hobița, apropo de Arcani, nu știu dacă e în carte, dar tot a fost aniversarea celor 50 de ani ai muzeului din Arcani, muzeului popular. Exact, l-am amintit, am scris și despre el, dar nu vreau să vă plictisesc. Mărturisesc că n-am citit-o, așa că aflu și eu cu ocazia asta. Despre fiecare localitate vorbesc de istoria zonei, vorbesc de partea geografică, dar eu vreau așa să intrăm, să nu vă plictisesc foarte mult. Am înțeles. Am ajuns la Hobița. La deja. Hobița. Aici nu puteam să-l uităm pe marele nostru Brâncuș. Și în lucrarea mea descriu Hobița, tot ce înseamnă Hobița, iar sufletul este încântat de depresiunea Transilvaniei, de celebra mănăstire Tismana. Descriu în cartea mea mănăstirea Tismana, cei care au vizitat-o de-a lungul istoriei, nu l-am uitat pe Tudor Vladimirescu, importanța Revoluției de la 1821, ce s-a întâmplat în al doilea război mondial, când noi aici am avut depozitat tezaurul. Da. De asemenea, îi invit pe cei care vor să citească sau să viziteze zona, să vadă arhiva care este la Mănăstirea Tismana. Avem o arhivă importantă aici, 2200 de documente. De asemenea, avem muzeul din mănăstire care adăpostește lucrări foarte vechi. Deci avem ce vizita. Da, acesta este un itinerar. Pe celelalte, spre Novaci, spre Turceni, zona de unde vin eu, spre Lainici, vă las pe dumneavoastră să te descoperiți. Da, ce vreau să spun apropo de această carte,
apropo de, să zicem, noutatea demersului, pentru că ele s-au mai făcut. Deci, pornim de la Ștefulescu și continuăm cu Alexandru Doru Șerbanu. Exact. Eu am combinat religia cu istoria. E altceva. Deci, da, și puțină cei geografie. Cei care și ne privesc geografie. Și poate s-au gândit la un moment dat, în momentul când vorbeam despre asta, că poate e un demers bătut, deci e același lucru ca și la ceilalți, poate cu alte informații. De data aceasta trebuie să știe că e altceva. Da. Nu numai că e perspectiva religiei. Ce mi s-a părut mie și mi se pare interesant ca asta practic e un ghid turistic. Exact, cel care exact, vine exact, și exact. Mai ales cel din afara Gurjului poate să cunoască Gurjul, poate să cunoască Gurjul prin această prin această perspectivă. Și să știți că și gurjenii noștri cunosc foarte puțin despre mănăstirea Strâmbajiu. Cu siguranță, da. Da, la Turceni. Mănăstirea Capodealului este unicată în Gorj pentru că a fost ridicată de marele nostru boier. Mă tristesc că acolo n-am ajuns, știu de ea, dar n-am e și mai greu accesibilă. Da, este accesibilă, dar îmi pare bine că autoritățile din comuna Borăscu au aranjat drumul și se poate urca cu mașina. Eu să vă mărturisesc ceva despre mine, de une pasiunea pentru mănăstire. Eu în fiecare an merg de pași la câte o mănăstire și anul acesta am fost la Capodealului. Vai, ce slujbă, ce frumos, ce lume. Parcă eram în altă lume, m-am simțit atât de bine, am simțit atât de bine legătura cu Dumnezeu, încât oricând m-aș întoarce acolo. Și asta găsiți în lucrarea mea. Da. Istorie și foarte mult suflet. Acest demers mi se pare foarte, foarte interesant și pe lângă felicitările pentru această lucrare, mulțumesc, la cât mulțumesc, mai multe idei mulțumesc, de acest mulțumesc, loc, pentru mulțumesc. Că o asemenea carte poate fi folosită, tot vorbim de turismul care se dezvoltă în Gorj, de acasă la Brâncuș și alte chestii, exact. Cu siguranță cei care vin acasă la Brâncuș și în Gorj pot să facă să urmeze aceste itinerare spirituale până la urmă, dar și istorice și culturale în general și și se îmbogățesc sufletește. Asta e cel mai important lucru. Exact. Mergem mai departe. Apropo că aveam o a doua carte, de fapt ea e rodul unui proiect. Da. Demarat, mărturisesc că mi-a plăcut ideea de când a apărut, având în vedere că am și participat și telespectatorii, nu știu dacă și-aduc aminte, am amintit de această acțiune la câteva săptămâni după ce ea s-a desfășurat, o acțiune dedicată Dragul Betelui. De fapt, Valentine-ul românesc, ca să spunem așa, pentru cei care ne privesc și poate sunt familiarizați mai mult cu partea aceasta contemporană de chici până la urmă, pentru că avem și noi obiceiurile și tradițiile noastre. De asta e foarte importantă și această carte că a apărut și în același timp haideți să vorbim puțin de acest proiect care a plecat destul de frumos, a implicat instituții culturale de importante ale Gorjului, Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu, foarte multe școli. Sunt 15 școli înscrise în acest proiect. Foarte multe școli din Gorjul Rural, cum îmi place mie, eu sunt fascinată, după cum vedeți, de Gorjul Rural. Iubesc România Rurală și Gorjul Rural. De asemenea, Casa Corpului Didactic și mulți colegi care au vrut să facem altceva. Să nu uităm, să nu supere pe mine cultul eroilor Regina Maria, care mi-au fost alături și la această acțiune. Ce am vrut eu? Ați văzut că în ultimul timp, la noi în școli, și asta e foarte bine, toată lumea face câte un simpozion. Simpozion Brâncuș, simpozion Ecaterina Tudorovici. Și m-am gândit să fac și eu un simpozion. Dar am vrut să vin cu ceva nou, cu ceva ce nu s-a mai făcut la noi, la Târgu Jiu sau în județul Gorj. Și atunci, Dragobetele. De ce Dragobetele? Pentru că am întrebat elevii mei, ce știți voi despre Dragobete? S-au strâmbat la mine, s-au uitat, doamna, noi știm despre Sfântul Valentin, mult mai multe. Și zic, dar nu se poate, Dragobetele e autentic, Dragobetele este al nostru, trebuie să facem ceva. Și atunci mi-a venit ideea să facem acest simpozion. Cum l-am făcut? Cum l-am conceput? Simpozionul se bazează foarte mult pe istorie orală, pe istorie trăită, pe istorie povestită. Colegii mei care s-au implicat în proiect, nu vreau să dau nume, nu vreau să greșesc școli, pentru că sunt foarte mult, de la Albeni până la Plopșoru, de la Brădet, Mătăsari, până la Borăscu, de la Slivilești, până la Bălănești, colegii mei s-au implicat și m-au ajutat. Am făcut cercetare pe teren. Am mers la bătrânii satului de altă dată, atât cu elevii, cât și profesorii de istorie sau, de ce nu, și profesorii de română s-au implicat în acest proiect și am pus foarte multe întrebări cum se făceau altă dată dragobetele și am aflat atât de multe, iar informațiile din această carte sunt unice, minunate și nu le mai găsim în nicio carte până acum scrisă. Cu ocazia asta am învățat și noi ce este țițeica.
Cu ocazia asta am învățat și noi care erau tradițiile de dragobete. Cu ocazia asta am învățat și noi care sunt superstițiile. De ce trebuiau femeile să facă curățenie în casă de dragobete? De ce trebuia în această zi să sădim anumite plante, cum ar fi busuiocul? Activitatea mea nu s-a bazat doar pe munca cu profesorii și pe munca de teren, ci foarte mulți elevi au căutat poezie dedicată zeului Dragobete, am căutat cântece vechi dedicate zeului Dragobete și nu în ultimul rând am făcut o masă rotundă unde i-am învățat pe elevii mei și pe elevii din cele 15 comune, dintre care și dumneavoastră a fost prezent, să facem dragofelicitare. Ați văzut, au ieșit lucruri minunate, lucruri unice pe care le întâlnim astăzi la Muzeul de Istorie Alexandru Ștefulescu. Ce mi-am dorit eu prin această emisiune? Reîntorși în lumea rurală, reîntorși în școlile dumnealor, colegii mei, să devină ambasadorii dragobetelui și pentru o oră, pentru un minut, pentru o zi, să vorbim în micile noastre comunități despre dragobete. Și eu cred că mi-am atins scopul. Da, și bănuiesc că această activitate va continua în anii următori. Așa cred. Poate și să-i eu. Dea și o amploare și aștept, mai mare. Da, vrem să fie regional. Da, pentru că este o activitate unică, da. Din ce am văzut eu, sau cel puțin n-a fost promovată ca cea de aici, de la Gorj, da. Pentru că n-am auzit de alta, da, în zona Olteniei. Nici eu am citit, m-am documentat și nici eu nu am văzut. Dar aștept colegii mei să-mi fie alături, aștept alte școli care vor să se implice, pentru că să știți că e foarte, foarte multă muncă. E muncă titanică, e muncă de cercetare pe teren, pentru că noi nu am acceptat materiale de pe internet, totul sunt materiale originale. Dacă ne uităm pe lucrarea mea, o să vedem, materialul a fost cules de învățătorul, profesorul Cutare, de la bătrânul satului de 85 de ani. Deci mergem pe istorie orală, istorie trăită, istorie povestită, venim cu fotografii, dacă am mai găsit și un mic document, l-am anexat la lucrarea respectivă. Este o lucrare muncită, foarte mult. S-a muncit foarte mult, dar nu este numai munca mea și munca și colegilor mei de la Dragotești. La noi, la școală, să știți că se muncește foarte mult și toți ne-am implicat în acest proiect. Norocul meu a fost că am fost coordonator. Atât. Da, până la urmă, ideea aceasta cu valorificarea tradițiilor și obiceiurilor și mai ales acest brand al României, care este Dragobetele, nefericit, să spunem așa, trecut în umbră de Valentine's-ul acesta, da, important. Dar aici... Asta înseamnă foarte mult și cu cât se face mai mult pe acest lucru, pentru că o să vorbim după aceea de IE și aici e mult de discutat, da? Sunt unele lucruri pe care, din nefericire, le-am reușim, din păcate, să le uităm sau, în orice caz, să nu le valorificăm cum trebuie, deși, cu siguranță, asta ne-ar impune și printre statele importante din Europa. Exact. Deci, IA deja e un brand al României care s-a impus și afară. Exact. Partea cu dragobetele poate fi, pentru că, la un moment dat, în momentul când o să vezi ce presupune această sărbătoare, cât de frumoasă e, cât de pură, da, este în esență, exact, ca și asta ar schimba mult, mult lucrurile. Pe când cealaltă este o sărbătoare comercială și unde nu punem foarte mult suflet, pe cum punem la dragobet. Vreau să mai spun ceva. Vreau să vă amintesc aici pe Valentina Gheorghe, o doamnă care se ocupă cu tradițiile din comuna Bălănești. A venit la activitatea mea, a venit cu copii, a venit cu războiul de țesut și ne-a învățat și pe noi să tainele războiul de țesut. De asemenea, am învățat de la doamna cum se făcea în trecut lâna. Deci a fost o activitate atât de frumoasă și am avut foarte mult de învățat. Deci, cred că ăsta e rolul profesorului, de a încerca să găsească obiceiurile, tradițiile și să le facă cunoscute. Eu asta mi-am dorit. Asta îmi doresc. E unul dintre rolurile profesorului, să spunem. Are multe roluri pe care, da, din păcate, nu mai reușește sau adevărat, puțin reușește să le facă pe toate. Dar rolul ăsta e de suflet. Avem această datorie morală pentru strămoșii noștri, pentru că avem cu ce ne mândri. Ne putem mândri cu dragobetele. E autentic. De ce trebuie să le iau, să iau pe Sfântul Valentin? N-am nimic cu Sfântul Valentin. Îmi place. Eu sunt un profesor tolerant. Accept orice sărbătoare. Dar dragobetele e a noastră. E ca și cum e copilul nostru de suflet. Și e păcat să nu le exploatăm așa cum trebuie. Atât timp când mai avem bătrâni de la care putem învăța.
Eu așa zic. Foarte important de a valorifica tradiția și obiceiul și mai ales că suntem la un post de televiziune care promovează tradiția și obiceiurile. Exact, deci exact. Discuția aceasta se impune cu atât mai mult, să spunem așa. Exact. Mergem mai departe și spuneam, nu vorbeam întâmplător de IE, a fost un proiect, pe lângă proiectul mare cunoscut la nivelul Gorjului, în care acela promovat pe televiziune la maximul, Dragotești tu și nu doar, ați făcut un proiect... Un proiect al nostru, un proiect local. Care, proiect local care a ajuns sub cupola Parlamentului. Exact, este interesant. Da. Noi am plecat tot timpul de la lucrurile mici. N-am vrut să ieșim în față cu lucrurile mari, dar important e că am ajuns acolo sus. Povestea ilor de la Dragotești se bazează pe unele lucruri triste. Nu știu dacă știați că pe timpuri, fetele, în marele război, când au plecat feciorii la luptă, să nu se plictisească, să uite de dorul care le apăsa, mergeau cu animale pe dealuri și făceau aceste ii. Ele singure își confecționau aceste ii. Se ascundeau de celelalte fete, de celelalte rivale, pentru că fiecare ie trebuia să fie unică, trebuia să folosească un motiv anume, o culoare anume. Și mulți dintre feciorii noștri nu se mai întorceau acasă, pentru că asta înseamnă marele război, nu toată lumea se întoarce. Și fetele ale căror feciori nu se mai întorceau, nu mai purtau niciodată această ie. Aceasta am descoperit noi acum în arhivă. Și aceste ii erau duse în lada de zestre și lăsate acolo, uitate de timp și descoperite astăzi de strănepoate și de nepoate. Acesta s-a întâmplat și la Dragotești, de aici a plecat povestea. Am descoperit o asemenea ie și de aici am plecat povestea și am zis, nu, trebuie să valorificăm povestea și în același timp frumusețea ei. Vă spun, este lucrată cu a ta măestrie, cu a ta dragoste, așa de frumoasă, avem un albastru superb în ie. Și am făcut povestea iilor de la Dragotești. Când am demarat-o? Pe 24 iunie, când noi sărbătorim la nivel național ziua ei. Dar în același timp, în comunitatea mea de unde vin, Dragotești, mai avem o sărbătoare. Noi sărbătorim Drăgaica sau Sânzienea. Sânzienele. Da, Sânzienele. Da. Și am vrut să scot în evidență aceste tradiții cu fetele mele îmbrăcate în aceste ii foarte vechi de acum 100 de ani. Acum, să fim sinceri, nu sunt toate de 100 de ani. Am și eu câteva, de să nu ziceți, vai de mine, toate fetele au fost îmbrăcate în ii de 100 de ani. Nu. Am mers cu ele și am cules această plantă. Surpriza mea, știți care a fost? Fetele mele nu știau această plantă. Chiar doamnele de vârsta mea nu știau această plantă, nu știau obiceiurile și tradițiile. Și ne-am întâlnit pe câmp, la granița dintre Negomir și Dragotești, unde în 1917 aveam acolo rezistența cu Victor Popescu, am ales o zonă cu istorie, vedeți că mă leg tot timpul de istorie, și am făcut o horă a satului, le-am îmbrăcat pe fete în costumele noastre populare, am făcut coronițe cu drăgaica și am încercat să punem în practică obiceiurile de acum mulți ani. Da, apropo de acest proiect, totuși cum a ajuns sub cupola Parlamentului? Având atât de frumoase, fiind admirate fetele mele, încercând să facem aici o expoziție la Târgu Jiu, foarte mulți oameni au spus, nu, proiectul vostru trebuie să meargă mai departe, trebuie să-l facem cunoscut la nivel național. Ajutată fiind de oameni care cred în mine, care cred în elevii mei, care cred în proiectele noastre, în costumele populare și în ie, am ajuns în Parlamentul României. Să nu vă spun ce mult au fost fetele mele admirate. Vreau să vă spun că am primit mai multe cuvinte noi decât politicienii care treceau pe lângă noi. Străinii se opreau, făceau fotografii cu fetele mele și pentru o zi fetele au fost vedetele Parlamentului și nu politicienii care sunt trimiși acolo de noi să ne facă proiecte și legi. Cam asta este povestea iilor de la Dragotești. Ce vrem să facem mai departe? Nu vrem să ne oprim aici. Și cum peste noi vine centenarul, intenționăm la Dragotești, intenționăm și sper să reușesc, sunt sigură că voi reuși, să facem o expoziție cu fotografiile pe care noi le-am adunat, cu aceste costume vechi, cu aceste ii foarte vechi, atât la Dragotești, cât și la Târgu Jiu. O expoziție dedicată centenarului. Dacă ați ajuns în contact cu aceste costume
Da. Să încercați să le, să le prezentați chiar în, să spunem așa, în original și aceste costume, păi sau doar fotografiile? Acum nu știu, vedeți, nu sunt eu proprietara costumelor. Știu, ziuctuna, de asta întreb, că e destul de dificil o asemenea. Nu, eu m-am gândit la fotografie momentan. Nu sunt eu proprietara, sunt foarte vechi. Dacă părinții elevilor, dacă locuitorii din Dragotești mă vor susține, de ce nu? Dar de fi, ce nu? E ceva inedit, e o altfel de poveste. Acele costume originale, în moment, deci chiar dacă fotografia este foarte bună, da, și dar nu se compară cu originalul. Nu se compară cu originalul, da, aici da, este da, toată... Da. Și poate, tinerii din ziua de astăzi... Eu v-am trimis fotografii, dar nu am avut timp să le descărcați. Da, nu le-am putut folosi. Da. Erau și de mici dimensiuni, pentru că s-a folosit... Da. N-am transmiterea avut. Prin Facebook care le micește, da. Deci, da, de da, asta. Da, da. Așa este. Dar poate cu altă ocazie. Dar apropo de aceste fotografii, ele au un rol foarte important din a păstra, să zicem, peste timp, dar pierd pentru tinerea generație, cred că exemplu palpabil este mai important decât o fotografie. Exact, exact, exact. Și dacă se reușește, din păcate e din ce în ce mai greu, să vii cu acest om, ales că el are este o anumită vechi, vârstă, da, și poate vechi, fi deteriorat. Exact, și... trebuie să avem grijă și în Parlament când am fost, am avut grijă cum l-am împachetat pe drum. E dificil, dar... Știți cum sunt profesorii? Cei care se uită la noi să înțeleagă ce văd, cu cât e mai strălucitor un costum popular sau ce vedem noi la soliștii de astăzi, nu sunt costume originale. De rare ori când avem un costum original sau o ie cu adevărat cu trecut. Restul sunt creații contemporane în general și făcute de multe ori chiar în producție de serie, deci făcute în anumite ateliere sau fabrici. Toate că avem și celebrele ateliere de la Tismana, eu le descriu în lucrarea mea. Avem femeile din Tismana care mai lucrează cu acu, dar sunt puține. Și, da, și nu pot ieși pe o piață care produse celelalte sunt mult mai ieftine. Din China face concurență. Și e vorba de preț și asta mă doare. Apropo, ea de la Tismana e puțin mai scumpă. Chiar dacă trecem puțin spre județul vecin, am și o observație și am văzut de foarte mult timp. Da? Apropo de ie, suntem în zona Horezu, tot trecem spre București și ați trecut în drumul spre Parlament, zona aceea care unde sunt și celebrele vase și toate celelalte și sunt și ei mai nou. Da. Mai nou sau mai vechi. Acele sunt made in China, nu sunt originale, nu sunt cusute. Și... pentru o zonă care se presupune și turistul care vine în România, aude de Horezu, de nu știu ce, s-ar putea să trezească să ia o ie făcută în China. Deci vă dați seama ce penibil este pentru cel care o cumpără, dar și pentru cel care vinde. Și ce ar trebui făcut? Să ne gândim la ce. Da, și ce e de făcut? Nu știu, mă gândeam să brevetăm cumva această ia românească, exact. Să nu ne trezim cu culorile care se folosesc. Vedeți, la Tismana avem o anumită culoare care se merge foarte mult. Am uitat să vă spun pe culoarea roșie. Chiar mănăstirea, dacă mergeți în mănăstire, o să vedeți picturile, folosesc foarte mult culoarea roșie. Chiar vorbim de roșu de Tismana, că tot este la modă albastru de Voroneț. În zona Tismanei, costumul folosește foarte mult culoarea roșie, roșu și negru. La fel și mănăstirea. Mergând spre zona Novaciului, avem o altă culoare. Alb-negru. Da. Deci e vorba și de zona. Și pentru asta avem nevoie de specialiști. Și femeile acestea care încă mai știu să lucreze acasă au nevoie de un specialist. De cineva care să le îndrume. Pentru că ele lucrează. Ele știu să folosească acu, dar nu mai știu să folosească nuanța culorilor și aici avem nevoie de specialiști. Și eu cred că autoritățile locale trebuie să se implice mai mult și să găsească acești specialiști și să-i aducem acolo, că e păcat. Da, cred că ar fi, apropo de tot, s-au făcut diverse proiecte pentru valorificarea potențialului și turistic și istoric al Gorjului, cred că pe conservarea tradițiilor și obiceiurilor ar trebui să se facă mai mult. Autoritățile din domeniul cultural la Gorjii s-au cam obișnuit cu simpozioane, festivaluri și alte chestii, sindrofii, dar cred că ar trebui mai mult și să conservăm și aceste costume mai mult și mai ales pe cei care să încercăm să-i mai încurajăm să găsim
urmași pentru cei care lucrează astăzi, pentru exact, că pierdem exact. Cu fiecare zi, sunt tot mai puțini cei care fac costume, da. Nu mai vorbim de olărit și toate celelalte în care sunt câțiva specialiști, nu vine foarte nimeni puțin, din urmă. Nu, și nu, acesta nu. Poate fi un, pentru Gorj, aceste lucruri sunt esențiale, de ce le pot vinde la un moment dat exact. Foarte mult. Putem câștiga din turism, putem foarte ține mult. Efectiv... Pe foarte multe persoane se pot întreține din această activitate, dar să o facă și să o facă și bine. Să o facă bine, exact. Că aici e problema cei care urmează, că apropo de tradiție populare, mai sunt încă cei care creează. Meșteri care creează, exact. Dar care au început să simplifice și ei în funcție de gustul publicului și să fie costurile cât mai mici. Deja cel care făcea creația populară în trecut și costume populare, nu știu dacă se gândea neapărat la preț. Nu, nu. Deci aici e problema. Se gândea la frumos. Da. Femeile de acum 100 de ani când lucrau oie, nu se gândeau la preț, se gândeau da. La frumos. Acum, din păcate, ne gândim prea mult la preț și de aici e și problema și pierdem, pentru că dacă nu faci anumite lucruri, vorbeam de nuanțe mai devreme, da. Deci automat, la un moment dat, se vor uita. Deci nimeni exact. Nu le va mai face. Exact. Și mai ales dacă nu ai urmași în domeniu care să facă aceste lucruri, să învețe toate tainele acestor îndeleniciri, e o mare problemă. Trebuie să înțelegem că nu suntem toți specialiști. Și avem nevoie de specialiști, avem nevoie de oameni care au studiat în acest domeniu. Cred că poate fi un rol important să-l joace aici Muzeul Curtișoara. Exact. Avem acolo și nu numai acolo, în Muzeul Județean e un specialist în domeniul Albinel Firescu care poate, știe foarte mult. Poate să îndrume în această direcție, dar în același timp trebuie să ținem de cei care se mai ocupă și mai fac aceste lucruri. De bătrânii lucruri. Satului, pe care bine, îi găsim. Ne-a furat, să spunem așa, acest subiect. Ne-am propus și alte subiecte să abordăm astăzi. Apropo de le promiteam telespectatorul mai devreme că vorbim puțin mai mult de centenar, mai ales că să spunem așa sunt multe acțiuni care se vor face în acest an, în anul viitor când se împlinesc cei 100 de ani și sunteți implicată direct în foarte multe activități, atât prin Asociația Națională Cultul Eroilor, prin Societatea de Științe Istorice, nu mai vorbim de inspectorat școlar, școala și toate celelalte. Da, dar eu aș vrea să vorbesc de profesorul de istorie care se implică profesorul foarte de istorie, mult. Da. Ce vreau să vă spun? Anul acesta am avut onoarea să particip la Târgu Mureș, la acțiunile societății și să învăț foarte mult în acest domeniu. Am avut ca temă Marele Război. Au participat în jur de 50 de profesori, foarte mulți din mediul universitar, doctoranzi, cercetători și nu în ultimul rând profesori din universitar, cum sunt și eu. Ce am discutat? În primul rând am discutat despre programa de istorie care, după cum vedeți, s-a schimbat la noi la clasa 5-a despre manualul de istorie. Atâtea discuții au fost pe asupra acestui manual, dar nu în ultimul rând am discutat despre Marele Război, despre acțiunile pe care trebuie să le facem noi, plecând de jos, de la profesorul simplu, de la clasă, de istorie, până ajungând la un nivel înalt. Ce am învățat la Târgu Mureș? Că Marele Război trebuie studiat și local. Că fiecare profesor trebuie să, în mica sa localitate, trebuie să facă cercetare. Eu am început cu elevii mei și am discutat la ore, după ore, despre eroul din familia mea. Mergem în arhive, în arhivele din Dragotești, care se mai găsesc pentru că o bună parte sunt la Strehaia și la Târgu Jiu, și căutăm informații despre eroi. De asemenea, am mers la monumentul din comună, monumentul dedicat eroilor din primul și al doilea război mondial, și am început să identificăm morții, am început să identificăm mormintele, că există o problemă și eu știu și dumneavoastră, încet cu încet am început să ne uităm eroi. Nu-mi place cum arată mormintele eroilor, nu-mi place că placa a început, plăcile care sunt folosite sunt vechi, sunt uitate, și asta mă doare și împreună cu elevii mei... În multe mei, cazuri au deja, adică se apropie de un secol, că sunt făcute în general monumentele din Gorj dedicate primului război mondial, se plasează undeva 1920 până prin 1935, da, până 1940. Urmașii? Ce fac urmașii?
Eroii pentru cine au luptat? Au luptat pentru ei sau pentru țară? Au luptat pentru bucata de pământ care o reprezintă fiecare localitate? Au luptat pentru Bălești? Trebuie să ne implicăm la Bălești. Au luptat pentru Dragotești? Nu trebuie să lăsăm. Au luptat pentru noi. Și pe mine asta mă doare. Și am început cu elevii mei, facem fotografie și încercăm acolo să facem și proiecte către primărie, să fim sprijiniți, că nu se poate fără ajutorul autorităților. Trebuie să ținem cont că nu putem să facem nimic singuri. Da, și autoritățile ar trebui să se implice mai mult în acest an. Chiar s-a făcut Prefectura Gorj, Consiliul Județean, au, să zicem, au strâns din tot județul, da, o propuneri de activități din partea comunităților locale. Una dintre, să zicem, din obligațiile care ar fi trebuit să revină și ar trebui să revină în acest an, mă refer anul centenarului 2018, ar fi să conserve, să repare, să refacă, să repună în valoare monumentele din fiecare localitate. Da. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, după primul război mondial, în perioada interbelică, au fost construite monumente practic în fiecare localitate dedicate eroilor, pentru că în fiecare localitate au fost morți în primul război mondial. Iar Gorjul a avut mulți eroi. A avut mii de eroi. Exact. Deci e foarte important. Gorjul a avut rezistență. Da. Deci noi aici ne-am luptat. Și e păcat să lăsăm. Și sunt puțini care se implică. Și a fost județ sub ocupație o exact lungă perioadă de timp. Deci o perioadă fascinantă, perioada 1916, cu rezistența, da, de la Jiu și până în 1918. De fapt, prelungită cumva, să nu uităm că generalul Titus Gârbea, viitorul general și gorjean, exact, de nostru, a ajuns până la Budapesta, exact, cu trupele române, exact, în 1919. Deci avem ce face. Cu siguranță. Tocmai de asta am vrut să discutăm despre asta. Și care ar fi, să spunem așa, acțiunile? Bun, e clar, să ne îndreptăm spre monumente și în e foarte să ne îndreptăm spre monumente, spre arhivă. Trebuie să încercăm fiecare, în zona pe care o reprezentăm, să mergem în arhivă, să vedem ce ne ascund arhivele de acolo. Pentru că acum să fim serioși, nu vin autoritățile de la București sau de la Târgu Jiu să ne umble în arhiva locală. Cu siguranță. Primăriile au oameni angajați. Dar pe lângă omul acela angajat, eu cred că trebuie să intervină și profesorul de istorie, iar eu asta fac. Am început să umblu în arhiva, în arhiva din Dragoteș, să găsim povești, să găsim jurnale de front, să găsim scrisorii, tot ce s-a păstrat. De asemenea, ce mi-am mai propus? Eu mi-am propus pentru centenar să realizez un curs, un opțional. Încă nu m-am gândit la denumire, mai stau să mă gândesc, pe care să-l fac cu elevii mei timp de un an de zile și să discutăm această problemă a centenarului, momentele importante, cum ne-au marcat, să facem altceva. V-am spus și de expoziția pe care o vreau să o fac cu costumele și cam atât. Da, foarte multe lucruri. Am primit și câteva mesaje. Da? Unul din ele spune așa: felicitări pentru emisiune, e altceva, spun cineva. Vă mulțumesc. Bun. Cineva întreabă că de unde poate fi procurată cartea despre mănăstirile Gorjului, având în vedere că este un ghid, ar trebui să se găsească la librărie. Da. Eu când am scos această carte, nu m-am gândit să fie comercializată și pentru toți pot să-mi scrie pe adresa mea de mail și o să o trimit. O fac cadou, pentru că nu este pentru a fi comercializată. Am trimis-o de la biblioteci, la colegii mei, deci nu este momentan, nu am un tiraj așa de mare ca să fie în librării, dar dacă cererea e mare, ne mai gândim. Da. Da. Cineva spune că rolul profesorului de istorie ar trebui să fie mult mai important în societatea contemporană, când am uitat de națiune, am uitat de eroi, am uitat de trecutul nostru. Felicitări celor de la Dragotești. Da, vă mulțumesc. Da, și mai spune cineva: n-am înțeles bine ce legătură are Dragobetele cu Dragoteștiu. Se trage de la denumire? A, nu. Așa ne întrebă cineva. Da. Nu. Dragoteștiu vine de la Dragoș. Au fost doi frați. Nu, asta e întâmplare. Coincidență. Nu știu cum să zic, nu. Mi-ar fi plăcut mie, dar nu. Mergem mai departe, apropo de... Da? De ce am discutat și vorbeam de rolul profesorului de istorie, cum spunea și telespectatorul nostru care ne-a trimis mesaj. Trebuie să spunem însă un lucru foarte important și spuneați că ați discutat și la cursurile de vară la de la Târgu Mureș ale Societății de Științe Istorice. Cu siguranță
sunt mult mai multe probleme legate de această disciplină, care are un rol foarte important și unul dintre ele, apropo de programa de clasa 5-a, de care se face acum, de aceste manuale care mai întârzie puțin, dar da, o să ajungă într-un final, problema că noi predarea ar trebui să o facem prin poveste. Vorbeați mai devreme de povestea care stă în spatele ei, de care stă în spatele Dracobetului, toate. Omul percepe, și omul mai în vârstă, omul matur percepe totul prin poveste, da, mult mai ușor. Da, da. Dar copilul acela de clasa 5-a. De la clasa 5-a, fără poveste, fără legendă, eu cred că nu avem ce să facem. Vreau să vă spun ceva, cum am început eu predarea istoriei la clasa 5-a, știți, fără manual, cu manual. La experiența noastră nu este problema. Problema se pune la colegii tineri. Deci cum am început eu lecția de istorie? Învățându-i pe elevii mei legenda papirusului. Împreună cu ei am făcut acest papirus. Am luat o foaie de hârtie, ne-am scris visele, ne-am scris speranțele, ce așteptări au de la mine, ce așteptări au de la disciplina istorie. Și erau atât de încântați când au luat foaia de hârtie și am încercat noi să-i dăm așa o formă mai veche să scriem. După aceea, doamna, dar ce să facem noi cu papirusurile? Vrem să le îngropăm, să le găsească generațiile viitoare. Vineri împreună cu ei, 21 de copii mă așteaptă să îngropăm aceste vise, aceste speranțe. Deci, v-am spus, alte lecții, izvoarele istorice, nu putem să le predăm fără ca elevul să vadă cât de cât un izvor istoric, să vadă o cană foarte veche, că aveți aici, văd mic muzeu, să vadă lucrurile pe care îi să le atingă. Dacă reușim să-i ducem la muzeul de istorie, este și mai bine. Nu poți să predai istoria cum predăm geografia. Eu predau și geografia. La geografie e mult mai ușor. Am harta și copilul înțelege. Pe când istoria se adresează sufletului. Să-l faci pe copil să-l introduci în altă lume este un dar. Și eu mă bucur că la nivel de Gorj avem mulți profesori dedicați de istorie care predau istoria cu foarte multă pasiune. Și nu trebuie să uităm pe cei în vârstă, de la care noi avem în fiecare zi de învățat. Avem profesori, cum ar fi domnul Ursu, care s-a pensionat și îl salut cu această ocazie, de la care eu am învățat foarte mult, pe domnul Voicu, pe domnul Cauc, pe domnul Gorun, pe domnul Nichifor. Sunt profesorii care m-au format pe mine și de la care eu am învățat. Cu siguranță a fost istoria sau predarea istoriei în județul Gorj a beneficiat de nume foarte, foarte importante și în același timp s-au format generații și generații de profesori de istorie care s-au implicat în diverse activități. Da. Asta poate meritul, marele merit al celor... Că ne-au format ei. Da, că au format alte generații. Și noi trebuie... Să asta vedem dacă e putem problema. Să-i formăm pe cei care vin. Și dacă reușim să formăm alte generații care să ducă mai departe această disciplină. Dar, apropo de ce înseamnă profesorul de istorie în ziua de astăzi, de fapt profesorul în general, cred că trebuie să umblăm și la un alt lucru. Poate nu la neapărat profesorul de istorie că face cu sufletul sau ar trebui să facă cu sufletul. De foarte multe ori în învățământ ajung persoane foarte bine pregătite, nimeni nu le contestă pregătirea că vin printr-un concurs de titularizare exact, care e pe bune, apropo că în foarte multe zone din sistemul bugetar se mai întâmplă și alte lucruri mai puțin fericite, dar care n-au chemare pentru această meserie. Exact. Și reușim să facă acest lucru, sunt doar niște roboți care transmit niște informații și poate aici se pierd generații și generații de elevi. Și din păcate sunt mulți și nu au ce căuta în învățământ. Este și asta o problemă. Mai este, apropo de ce însemnau dascălii de odinioară, ați rosit câteva nume. Sunt modelele mele, cu siguranță. Unele sunt comune, să spunem așa. Da. Care m-au format. Deci profesorul Neșule Angelica este format de acești oameni de la care eu am învățat și am zile de învățat. Deci nu mi-este o rușine și asta trebuie să înțeleagă și tinerii care vin astăzi în școală. Eu sunt uneori supărată pe cei care vin, îi văd foarte reci, nu vor să primească informații, dacă le spui ceva, nu acceptă și nu vor să învețe. Eu când mă întâlnesc cu domnul Cau, pe care îl respect foarte mult, când mă întâlnesc cu domnul Ursu, cu domnul Voicu, stau și învăț de la ei. Deci nu este o rușine să înveți la 40 de ani. În fiecare zi avem de învățat. Dar asta e diferența dintre noi și cei tineri. Bun. Care ar fi sfatul sau sfaturile pentru cei tineri
cei care au venit, că în fiecare an vin profesori tineri, da? Dar nu neapărat pentru profesorii de istorie. Nu, nu. Pentru dascălii, cei care vor să se dedice în perioada aceasta, mai mult sau mai puțin, da, fericită din punct de vedere economic, social și toate celelalte, care ar fi sfaturile pentru ei să fie dascăle, dar să fie dascăle adevărate, adică să reușească în această meserie? În primul rând, să se pregătească. În primul rând, să nu intre în clasă fără o pregătire temeinică. Una este ce învățăm la facultate și una ce trebuie să predăm copilului. Fiecare dascăl trebuie să se adreseze clasei. Nu există clase identice. Clasele mele de la Dragotești sunt altfel față de clasele dumneavoastră de la Bălești și trebuie să ne pregătim pentru clasa cui ne adresăm. Altfel fac istorie la Dragotești, care am copii, poate nu sunt la fel de pregătiți cum sunt la Bălești sau invers. 2. Ei trebuie să înțeleagă că activitatea didactică nu se termină la ora 2. Trebuie să meargă acasă din nou să studieze. Mulți zic, gata, am terminat orele, pot să nu mai, păi să nu mai citesc. Păi ne contrazicem acum că a apărut, nu se mai dau teme. Nu, teme pentru mine. Nu sunt adepta temelor, nici eu. Nu, teme pentru mine. Adică eu trebuie să mă pregătesc mâine la istorie, să văd cum îl fac eu pe copilul. Deci, nu, eu vorbesc de mine. Nu sunt adepta temelor. Un profesor nu dă teme. La disciplina istorie sau la geografie, nu știu, alte discipline cum sunt. Că nu. E un număr redus de ore, că până la urmă, da, în afară de clasa 5-a și a 8-a, cele două. Noi mergem pe altceva, noi mergem pe proiecte, istoria, noi facem activități, altfel de activități, noi mergem pe simpozioane, știți bine cum este la noi, noi mergem pe cercetare și nu mi se pare normal să le dau teme la copiii mei. Am ajuns aproape de finalul emisiunii. Era o întrebare din unul din SMS-uri, care nu l-am citit atunci la momentul ăla, dar îl spun acum, da? Și care întreba care este viitoarea carte semnată Angelica Neșulea. Care este viitoarea carte? Va fi o surpriză pentru dumneavoastră, generalul Dragalina. Da, noutăți, noutăți, am găsit în arhivă lucruri interesante, scrisori ale soției sale către generalul Dragalina, o altă abordare. Da, și mai ales că vorbim de... Despre centenar, nu vreau să vorbesc, pentru că știți cum e, cercetarea presupune timp, dacă voi avea timpul necesar să scot o carte bună. Suntem în ultimul minut, da. Am aflat care va fi viitoarea carte, care va fi următoarea acțiune. Pentru 30 de secunde. Următoarea mea acțiune, încă nu știu, m-a luat prin surprindere, chiar nu știu să vă spun acum. Ăsta era și scop. Nu știu să vă spun, avem foarte multe acțiuni și nu știu despre care să vă vorbesc. Cred că cea cu papirusul, vineri cu copiii mei, vom merge să le, vor veni și părinții, să le îngropăm, să găsim un loc adecvat. Da, mai ales săptămâna viitoare este și ziua internațională a educației, pe care o să mergem la Sibiu cu elevii. Da, mă așteptăm pe asta să fie răspunsul, apropo că știam. Da, da. Mulțumesc mult pentru prezența la această emisiune. Cu siguranță vom mai continua această discuție într-o altă emisiune. Vă mulțumesc. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Școala Gorjeană, a fost cu noi doamna profesoară Angelica Neșulea. Mulțumim pentru atenție. La revedere!